Universitatea Ștefan cel Mare Suceava și Casa de Cultură a Studenților Suceava anunță aniversarea 10 ani de existență a Teatrului Studențesc Fabulinus. Cu această ocazie, în sala Auditorium Iosef Schmidt din cadrul USV, va avea loc o nouă reprezentație a cele mai recente producții a trupei de teatru universitar, spectacolul Autoportret în regia lui Cosmin Panaite. O scurtă istorie a Teatrului Studențesc Fabulinus a făcut-o prorectorul USV, profesor universitar dr. Mihai Dimian. Teatrul Studențesc Fabulinus s-a înființat în noiembrie 2011, la inițiativa rectorului Universității Ștefan cel Mare din Suceava din perioada respectivă, profesor universitar dr. Adrian Graur, și a unui grup de studenți suceveni, cea mai implicată dintre ei fiind Oxana Gradchenko. Într-un oraș care nu avea la acea dată un teatru propriu, această inițiativă a răspuns atât nevoii de teatru a studenților suceveni, cât și a publicului larg, oferind totodată studenților și elevilor suceveni șansa de a se dezvolta armonios, de a-și stimula imaginația, memoria și chiar de a se descoperi pe sine. Prin atragerea cunoscutului actor și regizor Ioan Sabdaru, de la Teatrul Național Vasile Alexandri din Iași, stagiunea teatrală studențească s-a deschis în martie 2012, pe scena auditoriumului Iosef Schmidt, cu piesa Visul unei nopți de vară de William Shakespeare. Fabulinus a continuat sub îndrumarea maestrului Ion Sabdaru până în toamna anului 2014, când ștafeta a fost predată unui tânăr discipol, actorul Ioan Crețescu, de la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani, care a coordonat noi generații de studenți. Odată cu înființarea Teatrului Municipal Matei Vișniec din Suceava, s-a dezvoltat și o strânsă colaborare cu noua instituție, coordonarea Fabulinus fiind preluată de actorul Teatrului Sucevean Cosmin Panaite, în toamna anului 2017. Noua formula Teatrului Studențesc Fabulinus a debutat în ianuarie 2018 cu spectacolul Pisica Verde și a pus în scenă alte 4 noi spectacole pe parcursul ultimilor 3 ani. Micul Fabulinus împlinește 10 ani de activitate, cu repetiții și spectacole, cu emoții și întrebări, cu râsete și lacrimi pe fețele zecilor de mii de spectatori din USV, dar și din cadrul turneelor efectuate în România, Republica Moldova și Ucraina. Aniversare fericită, studenți talentați și clipe de neuitat pentru spectatori, a declarat prorectorul USV, profesor universitar dr. Mihai Dimian.